vreau să registreze, dacă merge camera. Deci ansamblu 4 și 5, până în octombrie vor fi gata. Să registreze chestia ca să audă. Nu, deci, vă aud eu și dacă aud eu, nu, să știți că, așa să știți și că suntem, suntem pregătiți financiar cu banii. Până la sfârșitul lunii avem sursele de finanțare asigurate. Pe lângă avansul care este oferit de către Ministerul Dezvoltării, vom avea, adică 30%, vom avea sursele proprii atrase, bineînțeles, de la bănci, ca să nu vă întârziem cu decontarea lucrărilor, cu decontarea materialelor, să aveți acea liniște necesară să puteți să lucrați și corect și bine și în folosul cetățenilor. Și nu în ultimul rând, să știți că dacă vă asigurăm și avem această preocupare să vă asigurăm sursele financiare, discutăm de un proiect european, discutăm de gradul de satisfacție a cetățenilor, eficiența energetică și nu în ultimul rând să știți că dorim să verificăm și vom verifica întotdeauna calitatea acestor lucrări. Nu sunt proiecte ușoare, au fost, cred că, cele mai greu de implementat proiecte din câte am pornit noi la primărie. Dacă în construcții, în drumuri, lucrurile sunt clare, aici trebuie să convingi cetățenii ca să intre în acest proiect. Cei care au venitul pe membru de familie sub venitul mediu pe economie, adică sub 3.000, cred că acum 3.400 de lei, 3.200, 3.300, tot crește, plătesc doar 5%. Doar 5%, 35% plătește primăria, 60% bani de la Uniunea Europeană. Da, da. Au fost tot felul de discuții, am întârziat foarte mult cu aceste proiecte și vreau să spun că nu a fost întru totul vina noastră. Când eram foarte aproape să demarăm procedura de licitație, a apărut ordonanța 114 care a mărit prețul cu 10%. Am forțat să scoatem la licitație la prețul vechi, nu a venit nimeni la licitație, a trebuit să refacem după aceea toată documentația. Am terminat reproiectarea și tot ce înseamnă actualizarea devizului. Am reușit să trimitem la ADR, la organismul intermediar și la autoritatea de management noi indicatori și noile valori. Ni s-au aprobat și de-abia acum am reușit să le scoatem în primăvară și suntem acum în situația în care să putem da ordinul de începere. Săptămâna viitoare. Săptămâna viitoare. Mă bucur, vom merge împreună și le vom lua fiecare ansamblu și... Succes! Doamne ajută, domnul primar!